Hai să-ți fac un tur virtual al Mini Bulgaria Park, muzeul miniaturilor, celor mai populare locuri și clădiri faimoase din Bulgaria. Situat în orașul Veliko Târnovo, la o distanță de 200 de km de București, 3 ore de mers cu mașina, muzeul este situat la poalele cetății Țara Veț, în partea dreaptă cum te uiți la ea. Este ușor accesibil atât pietonal, dar și cu mașina. Ai parcare în fața acestuia și este gratuită. Îl poți vizita din aprilie până în septembrie, între 9 și 19:30 și din octombrie până în martie, între 9 și 18. Prețul biletului este de 15 leva de adult, 10 leva pentru copii mai mari de 7 ani, studenți și pensionari, iar copiii sub 7 ani au intrarea gratuită. Muzeul se întinde pe 12,5 hectare și reproduce minuțios unul la unul cele mai populare locuri și cele mai frumoase clădiri din Bulgaria. Machetele sunt din PVC, la o scară 1 la 25, iar unele ajung până la 2 metri înălțime. Realizarea lor durează de la câteva luni la aproape un an de zile. Pe unele dintre ele le vei recunoaște pentru că le-ai mai văzut deja, iar de altele te vei îndrăgosti și le vei trece pe lista scurtă de locuri de vizitat. Printre machete am văzut Gara din Varna, Mănăstirea Potocrator din Nesebar, sediul Vamei din Varna, portul din Varna, aeroportul internațional din Varna, complexul Park Palace din Balcic, hoteluri de la nisipurile de aur din Varna, Catedrala Fecioarei Maria din Varna, Monumentul Libertății din Ruse, Mănăstirea Basarov din Ruse, Monumentul Șipca, Cetatea Belogradcik, Cetatea Baba Vida din Vidin, Monumentul Sfânta Sofia, Es Constantinov din Sofia, Moscheea Bania Bassi din Sofia, Biserica Nedelia din Sofia, Mănăstirea Sfântului Ivan al Rilei din municipiul Rila, Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni din Sofia, Teatrul Ivan Vazov din Sofia, Catedrala Alexander Nevski din Sofia, Biserica Maica Domnului din Asenovgrad, Teatrul Roman din Plovdiv, Mănăstirea Drianovo, Monumentul Maica Domnului din Hasovo, Monumentul Stara Zagora, Biserica Nativity Mary Church din Veliko, Catedrala Cyril Methodius din Burgas și multe alte minunății pe care te las să le descoperi. Pentru mai multe idei de călătorit cu cei mici, hai pe blog Joe's Baby Recipes și abonează-te canalului de YouTube să-ți fie de folos informațiile. Te îmbrățișez cu drag. Îți las două întrebări. Prima, tu pe care dintre ele le-ai recunoscut? Iar a doua, ai să-mi recomanzi ceva similar cu acest muzeu? Aștept răspunsul în comentarii. Mulțumesc anticipat!